Salut din nou! Încet, dar sigur m-am apropiat de punctul culminant al concediului, Machu Picchu, orașul pierdut. Pentru asta am apelat la serviciul The Voyager Bimodal al companiei feroviare Inca Rail, care costă între 35 și 75 de dolari în funcție de ora de plecare. Eu am plătit 66 de dolari și am plecat la ora 8 dimineață de la sediul lor de pe Avenida El Sol până la Ollantaytambo, 60 de kilometri, circa o oră și jumătate. Aici ghidul de la compania feroviară ne-a transbordat în tren cu care am mai mers de la 11 și un sfert până la 12:40. În trenurile turistice către Machu Picchu nu se acceptă bagaje cu o greutate mai mare de 5 kg și dimensiuni 157 de cm lungime plus lățime plus înălțime, motiv pentru care va trebui să aveți asupra dumneavoastră un rucsac sau geantă de mână cu cele necesare pentru turul la cetatea Incașă. Restul bagajului va fi lăsat la hotelul din Cusco. Exact așa am făcut și eu. Aștept trenul spre Aguascalientes. Sunt în sala de așteptare. Trenul numărul 43, vagonul D, locul 4. Vagonul D, locul 4. Era de primul asiento. Yes, I know. Thank you. Remind you that, according to the biosecurity regulations decreed by the Peruvian government, the correct use of masks is mandatory during the entire trip. Likewise, it is mandatory to maintain social distance. Therefore, we ask you to remain in your assigned seats. We provide you with alcohol gel dispensers and remind you that the consumption of food and beverages is not allowed on the train.
ajuns și la Aguascalientes. Gracias. Aguascalientes, în traducere apă fierbinți, pentru că în zonă sunt niște izvoare termale, cunoscut mai nou ca Machu Picchu Pueblo, se află la 2040 de metri altitudine, are ceva mai puțin de 5000 de locuitori, nu a existat ca localitate, fiind inițial locul unde au fost amplasate barăcile pentru muncitorii angajați să construiască calea ferată. Astăzi este punctul terminus al trenurilor care aduc turiștii care vor să viziteze situl istoric Incaș Machu Picchu, aflându-se la doar 6 km de acesta. Nu există mașini în oraș, deoarece nu există acces rutier, singurul transport motorizat fiind autobuzele care duc turiștii la ruine, acestea fiind aduse aici tot cu trenul. Orașul e împânzit de hoteluri și restaurante pentru turiști, tot pentru turiști fiind amenajată și enorma piață de suveniruri din proximitatea gării. Eu am avut rezervare la hotelul Kila Sumac, unde am plătit $45 pentru 3 nopți, iar majoritatea meselor le-am servit la restaurantul Amazonas la prețuri cuprinse între 10 și $15. După amiază la Aguascalientes și lumea se distrează. Copiii se antrenează. Cerul e împâclat. Din păcate. Să vedem ce o fi mâine. Thank you.
Dis de dimineață vom lua autocarul din Aguascalientes și vom merge cam 20 de minute până la celebrul City in Caș. Vom explora zona sacră, ceasul solar in Caș, templul celor trei ferestre, templul soarelui dedicat lui Inti, zeul soare, și templul condorului. Vom vedea și zona populară și cea regală. Până la următorul episod, să fiți bine!